Spuneți-mi ce o să facă Rapidul, că l-a pierdut pe Bârlige, acum au nevoie de atacant. Ăla, pe Bănel. Eu spun că n-au nevoie nici de atacant. Au nevoie de o jumătate de echipă, dar mă rog. Jumătate de echipă? Da. Titulari? Păi de rezervă semnului. Păi domnul Șucu și Șumudică vorbeau, de fapt, Marius Șumudică vorbea despre trei transferuri. Le-am dat și noi ieri. Melegoni, un vârf de atac care poate fi NG sau Stepinski acela și chiar și românul acela, Alex Dobre, care vorbea ieri cu Horea la... Da, dacă îi cunoaște pe Șumudică, înseamnă că și riscă să-și asume eșecul dacă nu dau satisfacție. Pentru că, uite, Lennon a adus un jucător de valoare. Să știți, portarul e jucător valoros de la Rapid. Da. Zigrist, bun. Da, deci, convingerea mea este că Lot are Rapidul. N-a avut echipă. Pentru că a început să arată, joace. Cu turiste era mâncat. Deci oricum, dacă îi rezolvă și Șumudică pe ăștia trei de care vorbeam, tot n-ar fi suficient, ar mai avea nevoie de alte întăriri. Nu, are lot bun. Șumudică să-i pună să alege, pentru că eu n-am văzut de mult așa ceva. 7 din 10 aveau cârcii. Păi când faci 3 antrenamente de pe săptămână, ne aminti că nu poți. Și ai zi de hidratare, da. 3 zile, ei făceau 3 zile antrenament. Și alergau pe trotinetă. Da. Păi, fraților, când am văzut că erau pe jos, să vă uitau, că ce asta, îi rupe și mă dică, mânca bajura. Bine că a venit pauza asta, că îi da peste cap. Da. Da. Dar și mă dică, omul dracu, și are și noroc, bă, să știți. E onoarea mea dacă e norocos ăsta, a călcat în noroc. L-a ratat pe Bârlige, cred că nu prea ne amintică, că când eram mic stăteam mai mult pe gard. Păi de asta, și-a călcat înainte de a sări în gard, a călcat în noroc.